Evrei n-au înțeles-o, n-au priceput-o. Pavel vorbește despre cei din neamul lui că i-au avut râvnă, dar n-au avut pricepere. Și vreau să vă spun că de multe ori, citind prin cărți și stând de vorbă unul cu altul, am avut ocazia să întâlnesc expresia harnic și priceput. Harnic este un adjectiv frumos, dar era asociat întotdeauna cu priceput. Să te ferească Domnul de omul care este doar harnic și nu-i și priceput. Că pe urma lui ai multe, multe, multe de îndreptat. E bine, evreii aceștia au avut o râvnă deosebită, dar le-a lipsit priceperea și din cauza aceasta ei au pierdut oportunitatea de a căpăta neprihănirea aceea pe care Dumnezeu a oferit-o. Însă la neprihănirea aceasta se ajunge prin credință. Și în primul pasaj pe care l-am citit în seara aceasta și în cel de-al doilea, se vorbește despre credință foarte mult. Iată aici, în Romani, se spune că noi putem să căpătăm această stare de neprihănire prin credință. În pasajul din Ioan, capitolul 4, de care poate o să ne ocupăm într-o altă împrejurare, un bărbat, un tată, a căpătat pentru fiul său vindecare tot prin credință. De aceea, în rugăciunea cu care aș vrea să încheiem părtășie din seara aceasta, aș vrea să ne rugăm Tatălui Ceresc să ne mărească credința. Eu vreau să vă spun, dragii mei, că indiferent cum vor fi vremurile care stau în fața noastră, noi vom trece biruitor prin ele doar prin credință. Eu știu că mulți citiți, mulți ascultați diferite predici, reportaje, interviuri, tot felul de știri. Și multe dintre acestea sunt de natură să vă îngrozească. Planuri peste planuri care sunt date pe față. Dar vreau să vă spun, nu de mult s-a spus aici, țineți minte, Dumnezeu este pe tron. Indiferent cine este la ONU, indiferent cine conduce Canada, Statele Unite, Europa, Comunitatea Europeană, pe tron este Dumnezeu. Și noi îl numim Tatăl. În El să ne punem încrederea. Și vreau să vă spun, și dacă nu avem strategii strălucite noi, dar noi avem un Dumnezeu mare, binecuvântat să fie. Vă invit să vă ridicați împreună cu mine în picioare. În această rugăciune, cum spuneam, aș vrea să ne rugăm ca Dumnezeu să ne mărească în inimile noastre credința. Și apoi, pentru că în săptămâna aceasta care stă în fața noastră, o bună parte din frații noștri, din surorile noastre, care au fost plecați în România, se vor întoarce, aș vrea să rugăm pe Tatăl Ceresc să ne păzească.